Prefectul județului și șefii instituțiilor deconcentrate din județ au fost convocați duminică la o videoconferință cu premierul Emil Boc, în cadrul căreia le-au fost trasate sarcini de lucru pentru perioada următoare. Printre altele, șeful guvernului le-a ordonat șefilor Inspectoratului Teritorial de Muncă și Gărzii Financiare să organizeze cât mai multe controle pentru a depista cazurile de muncă la negru sau de evaziune fiscală, și Protecția Consumatorului a primit ordin să intensifice controlele în această perioadă. La fel, are vacanță și concediu Inspecția Muncii, așa cum am declarat, pe ceea ce înseamnă combaterea muncii la negru. Pentru că orice încercarea noastră de a arăta că nu ne mai interesează combaterea muncii la negru înseamnă mai puține contracte de muncă, mai puțin bani la buget. De aceea, susținem acțiunea de combatere a muncii la negru. Atenție la ceea ce înseamnă activitatea oficiului pentru protecția consumatorului. E perioada de vară și consumatorul trebuie să fie protejat, indiferent că se află la munte sau la mare, din toate punctele de vedere. Deci vigilență sporită. Șeful ITM Suceava, Ionuț Crețuleac, a precizat că vor fi vizate în special firmele care au încheiate contracte pe perioadă determinată, chiar înainte de modificarea legii, și care au așteptat să treacă valul controalelor, după care au desfăcut contractele de muncă pentru o parte dintre angajați. La inițiativa primului ministru, Inspecția Muncii își va relua controalele cu mai mare forță în teritoriu. Vă pot spune că ne vom axa pe firmele care au întrerupt contracte de muncă. Vrem să vedem motivele reale care au dus la întreruperea acestor contracte de muncă. Sigur că urmărim și încasările la buget pe bugetul asigurării sociale și de sănătate, și vă pot spune tot ca un mesaj al primului ministru că la ora actuală România are cel mai mare număr de săraci activi de după 90. Sunt firme care au făcut angajări masive începând cu luna mai, datorită noului cod al muncii, datorită fricii probabil de sancțiuni, iar în lunile iunie, iulie, chiar și august, încetează contracte de muncă. Vrem să vedem dacă aceste încetări sunt făcute pe bază reală, dacă muncitorii au plecat pur și simplu sau dacă au fost și alte motive, sau dacă vom găsi acești muncitori la lucru, vom aplica sancțiuni pentru muncă nedeclarată. Crețuleac a mai precizat că deocamdată în județul nostru nu a fost aplicată nicio sancțiune în conformitate cu noua lege a zilierilor. Pe legea zilierilor foarte multe controle s-au făcut. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că sunt peste 100 de registre de zilieri furnizate în județul Suceava. Sunt foarte mulți agenți economici care recurg la această formă pentru că e o formă elegantă, normală, de a satisface unele nevoi de personal pe termen foarte scurt, pe muncă necalificată. Atrag atenția încă o dată faptul că zilierii nu pot fi folosiți la munci calificate decât cele necalificate, cum ar fi încărcător-descărcător, plantator, la curățenie, nici într-un caz la construcție. Concret, ați aplicat vreo sancțiune până acum în cadrul legii zilierilor? Pe legea zilierilor încă nu s-au dat sancțiune.